Cabana Urlea, unul dintre simbolurile munților Făgăraș ars din temelii. Nu se știe deocamdată de la ce a pornit focul, ori dacă a fost pus intenționat. Aflată la o altitudine de peste 1500 de metri, cabana ridicată în anul 1927 era părăsită din anul 2005 și se afla oricum într-o stare avansată de degradare, însă noaptea de miercuri spre joi a fost pusă la pământ de plăcări. Cel mai probabil este vorba de un act de vandalism. O asociație de iubitori ai muntelui tocmai o preluase cu intenția de a o renova. Urmele incendiului au fost descoperite joi de unul dintre proprietari, care a anunțat imediat poliția. Noi ieri am urcat o parte din colegii mei împreună cu specialiștii de geo pentru realizarea studiului geotehnic pentru fundație și atunci ei s-au întâlnit și cu câțiva pădurari care coborau și au constatat incendiu care a fost acolo. Proprietarii nu exclud varianta ca focul să fi fost pus intenționat. Ideea este că au fost incendiate ambele corpuri de clădire, pentru că cabana Urlea a fost construită în două etape, în 1925 prima parte și după aia în 1936 cabana mare, cea cu etaj. Și focul nu s-a extins de la una la cealaltă, a fost efectiv separat și de asta ne gândim că cineva extrai a făcut lucrul ăsta. S-a făcut ieri plângere la poliție, astăzi din nou s-au dus colegii mei să dea declarații și sperăm că în cel mai scurt timp o să avem și noi un răspuns, să știm de ce s-a întâmplat lucrul ăsta și cine a făcut ce a făcut. Cu toate că acest incident a căzut ca un trăsnet peste proprietari, ei rămân încrezători că Urlea va reveni pe harta munților Făgăraș și își va deschide larg porțile către toți iubitorii de munte, însă pentru acest lucru au nevoie să le fiți alături prin donații. Conturile în care puteți dona le puteți găsi și pe site-ul televiziunii Făgăraș, www.tvfăgăraș.ro. Noi am cumpărat anul trecut cabana și cu intenția de a o reface și a o pune în circuitul turistic. Am discutat cu mai mulți specialiști în sensul de a păstra ceea ce se poate păstra din vechea cabană. Noi suntem mari iubitori de munte și cunoaștem situația cabanelor de munte de la noi din țară și am dorit să aducem un beneficiu turismului montan românesc prelând această cabană. Deci proiectul nostru, intenția noastră asta era să păstrăm ceea ce se poate. Erau niște pereți și niște îmbinări ale lemnului făcute în 25, anii 25-35, foarte frumoase și o tehnologie foarte faină făcută atunci și noi vrem să păstrăm lucrurile astea. Acum va fi un pic dificil în sensul că nu vom mai putea face consolidarea vechii cabane, că nu mai există decât fundația. Și va fi nevoie să scoatem autorizație pentru o cabană nouă. Asta ne-ar da pe noi puțin peste cap, în sensul că o autorizație pentru construcție nouă durează mult mai mult, dar noi rămânem la ideea că vom reface această cabană și o vom redeschide pentru toți iubitorii de munte. Oamenii legii au deschis o anchetă în acest caz pentru a stabili ce anume a provocat incendiul.